Centrul Chinologic de la Sibiu și Centrul Ministerului Afacerilor Interne au organizat în perioada 7-11 octombrie cea de-a 10-a ediție a Campionatului Național de Dresaj al Câinilor de Serviciu. În cadrul competiției au concurat 12 echipe canine, iar fiecare dintre acestea au vrut să dovedească în felul lor că sunt cele mai bune. Inspectoratul General al Poliției Române a fost reprezentat și el de 3 echipe canine, printre care și o echipă din Giurgiu, care a câștigat locul 4. Este o poziție destul de bună, afirmă conductorul câinelui de serviciu, având în vedere că au participat 12 câini, iar Der a fost singurul care a câștigat o diplomă dintre cei 3 câini de serviciu care au reprezentat Inspectoratul General al Poliției Române. Este al doilea concurs național la care a participat Der și unde a reușit, la fel ca și prima dată, să ocupe un loc fruntaș. Este al doilea concurs la care a participat. Prin ce probe a trebuit să treacă? În cadrul concursului sunt 4 probe, o probă de disciplină și 3 probe care constau în depistarea materialului exploziv, în încăperi, autovehicule și colete. A fost receptiv, a fost mai deosebit acest concurs, în sensul că ultima probă s-a desfășurat pe ploaie, dar a făcut față cu brio. Probele de concurs au derulat pentru cele 3 categorii de specializări ale echipelor canine participante, respectiv câine de serviciu universal, câine de serviciu detectare droguri și câine de serviciu detectare explozivi, aceasta din urmă fiind și specializarea lui Der. La competiție au participat câini de serviciu din cadrul Inspectoratului Poliției Române, Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, al Poliției de Frontieră, Autorității Naționale a Vămilor, Serviciului de Protecție și Pază, precum și cupluri chinotehnice ale Ministerelor Afacerilor și Internelor din Republica Moldova și Albania.